După ce s-a format noua coaliție de guvernare, urmează vești bune pentru românii de toate vârstele. Salariul minim pe economie, punctul de pensie, dar și alocațiile vor crește de la 1 ianuarie. De asemenea, pensia minimă crește de la 800 de lei la 1000 de lei. Începând cu 1 ianuarie, se vor adopta măsuri în folosul cetățenilor. Salariul minim brut pe economie va crește de la 2300 de lei până la 2550 de lei. Punctul de pensie se va mări cu 10%, iar pensia minimă va ajunge la 1000 de lei de la 800 de lei. Toată lumea s-ar bucura. De asemenea, alocațiile copiilor sub 2 ani vor crește de la 427 la 600 de lei, iar a celor mai mari de 2 ani de la 214 la 243. Păi dacă a crescut prețurile, și normal? Păi prețurile peste tot. Uite, eu fusei luai o sticlă de lapte de la Miorița, unde a fost Miorița. O luai cum era înainte, aici la Profi. Și de la Carpați de sus mi-a luat-o cu 35 de lei. Păi de ce? E o diferență de aproape 3 lei, 2 lei și 90 de bani. Trebuie să cumpărăm medicamente, să ne întreținem și viața e grea în ziua de azi. În plus, o veste bună pentru pensionarii cu venituri mici. Cei care încasează o pensie de până la 1600 de lei vor primi în luna ianuarie un sprijin de 1200 de lei pentru a suporta mărirea de prețuri la utilități. Această sumă se plătește o singură dată pe an, în luna ianuarie. În plus, persoanele cu handicap vor primi anual a 13-a indemnizație.